Bună dimineața, prieteni! Sunt Cătălin Corna, ne aflăm aici pe canalul de YouTube Dresaj Canin Profesional și astăzi m-am gândit să vă ajut un pic să realizați ceea ce multora dintre voi nu vă iese acasă alături de câinii voștri, și anume poziția culcat, inițierea poziției culcat. În consecință, sunt alături de mine cu un dulău, dacă îl vedeți, este un dulău doar așa cu denumirea, pentru că el este un pui, are 7 luni. Și acest cățeluș, care se numește Bruno, va face pentru prima dată astăzi poziția culcat. El nu știe nimic despre această poziție, știe doar să facă șezi cu mâncarea deasupra, dar veți vedea cum inițiem poziția și o să observați că pur și simplu la etapa de coborâre a mâinii către sol, da? Veți observa că nu coboară pur și simplu. E, aici este tâlcul, aici este secretul pe care eu îl voi dezvălui vouă, cum îl determini să ajungă în poziția culcat dacă această etapă pur și simplu de coborâre a mâinii și de urmărire a mâinii către sol îl face să se ridice. În consecință, începem acum cu Loredana, stăpâna cățelului, pentru prima oară poziția culcat. Fiți atenți la detalii, pentru că fiecare etapă, în general, se poate împărți în subetape. Veți vedea cum. Mâini agitate. Stau jos? Nu, ești acolo și începi să faci poziția așezată, așa cum o știe el. Da? Și apoi încerci să faci poziția culcat. Ia să vedem. Observați, aceasta este etapa care nu funcționează la acest cățeluș în momentul de față. Mulți dintre voi vă loviți de această problemă și tocmai de aceea astăzi o vom rezolva. Observați, nu funcționează. Deci ce este de făcut? Și anume, Loredana, acum îl vei pune în șez, îți vei lua mai multe recompense în mână, deci veți avea mai multe recompense în mână acasă cu câinii voștri când lucrați și veți pune câinele să ronțe din recompensă către drumul către sol. Ia să vedem. Coboară mai mult mâna, îi dai acolo, nu îndepărta mâna de el, trage mâna o idee, atât îi dai acolo și lasă să se întindă puțin câte puțin. Dacă s-a ridicat, nu-i mai dai nimic, ridici mâna deasupra și faci la fel, da? Acolo îi dai, perfect. Mai trage o idee, mâna jumătate de centimetru, nu mult, atât. Lasă-l să ronțe de acolo, să-și ia feedback-ul, că insistă nu degeaba. S-a ridicat, ridici mâna. Observați, poate fi greu de poziționat câinele cu mâncare dacă nu suntem atenți la etape și dacă anumite etape nu le împărțim în subetape. Și subetapa în această situație este chiar datul recompensei pe drumul către sol. Observați? Acesta este momentul în care el și-a luat recompensa. Nu mai tragi mâna și dai acolo recompensă. Excepțional. Excepțional. Bravo. Și liber. Liber. Bravo. Ați observat că tot secretul este să duci mâna către sol, să nu o îndepărtezi brusc, pentru că singura variantă a câinelui de a ajunge la recompensă este să se ridice pe picioare să vină către recompensă și atunci cobori mâna către sol, îi dai pe tot drumul acesta către sol recompensă și puțin câte puțin, câte jumătate de centimetru, câte 2 mm, câte 5 mm, îndepărtezi mâna când simți că el începe să-și întindă picioarele către sol. Perfect. Pentru că ne-a ieșit, după această mică pauză, exersăm încă o dată, vedem ce s-a sedimentat în mintea lui. Nu uitați, oameni buni, că este important să dăm câinelui răgazul de a înțelege exact cum stau lucrurile și de a recompensa câinele cu libertatea de a se mișca. În acest timp se sedimentează impresia exercițiului în mintea lui și când revenim la exercițiu, va face din ce în ce mai bine. Perfect. Hai să îl punem încă o dată. Deci nu uita că nu îndepărtezi mâna de el așa și ții mâna acolo, îi mai dai un pic, tragi ușor mâna. Dacă s-a ridicat, nu-i dai nimic și îl pui din nou.
E ca și cum acum ai începe exercițiul pentru prima oară. Foarte bine, îi dai jos acolo. Acum vreau să-i o las jos între picioare. Pune-o jos. Pentru că suntem la această etapă și câinele începe să se întindă pe sol, așa cum de altfel ne dorim și acesta este scopul exercițiului de astăzi, trebuie să țineți cont de un detaliu. Dacă nu lăsați recompensa, observați, uitați un pic câinele. Începe, pentru că a memorat o mișcare, începe acum nu s-a așezat până în momentul de față, nu s-a așezat niciodată înculcat aici afară. Însă, pentru că a învățat, a memorat o mișcare în care el a câștigat recompensă, acum a fost tentat să se întindă pe sol. Ok? O să adopte această poziție pentru că știe că această poziție este cea pentru care câștigă recompensa astăzi. Dar asta voiam să vă spun. Nu uitați că atunci când ajunge pe sol, eliberați recompensa. Uitați-l, îl vedeți? S-a așezat jos în poziția culcată. De ce? Pentru că a memorat-o. N-a făcut asta până nu am inițiat acum pentru prima oară acest exercițiu. Dați recompensa jos pe sol pentru că el face o asociere cu poziția respectivă. Știe că se duce jos și acolo, pe sol, ca prin magie, întâlnește recompensa. Dacă o dați din mână, el coboară după mână, însă se va ridica întotdeauna imediat după mână și nu reușiți să-l mențineți la sol. După ce am trecut prin faza aceasta și dați recompensa la sol, o să vedeți ce urmează. Șez. Șez. Așa, întinde mâna, pune-o jos direct pe sol. Așa, retragi mâna un pic de lângă el și o dai imediat jos, repede. Așa. Deci aceasta este etapa în care, puțin câte puțin, îndepărtăm, îl obișnuim cu ideea de a fi mâna la distanță de el și el rămânând în poziție cu încrederea că o va primi. Dacă s-a ridicat, reluăm exercițiul de la început. Perfect, cobor mâna. Dacă o tragi repede, se ridică. Deci trebuie să nu o tragi atât de repede, să simți că e pregătit să-și întindă picioarele și atunci poți să tragi. Foarte bine. Excelent, îi dai recompensă jos. Și o pui între picioare întotdeauna, nu o pui la distanță, că altfel se întinde după ea. Pune-i jos, retrage mâna repede sus și după aia îi dai. Și încă o dată. Exact, îi dai jos, retrage mâna și dai. Retrage-o în față, la distanță. Așa și o dai. Ei, aceasta este etapa în care îl obișnuim cu mâna la distanță, el știind că se întâlnește cu recompensa jos. Deci să aștepte pasiv în această poziție. Inițiază tu cu liber. Te ridici și pleci. Super. Bun. Ați văzut la ce etapă ne aflăm? Tocmai de aceea îi spuneam Loredanei să îndepărteze mâna de nasul lui. Este faza la care îl obișnuim să stea pe sol, chiar dacă mâna cu recompensa nu este jos, cu încrederea că vine recompensa la el și va fi administrată jos acolo pe sol. Deci nu are de ce să se ducă după mână, că oricum vine mâna la el și eliberează recompensa. Te trimite mâna apoi măcar să fie antena, nu? Nu vorbim, mă, de asta. Bun. Urmărim etapele, coboară mâna, nu-i mai da pe traseu, doar coboară și trage ușor, că el se întinde. Da, deci rărim recompensarea pe lăsarea capului către sol, da? Pune-i jos recompensa, cum am vorbit. Îndepărtezi mâna în timp ce mănâncă și dai. Îndepărtezi mâna în timp ce mănâncă și dai. Așa, deci lasă-l să, după ce a mâncat de jos, să privească un pic mâna o secundă și după aia cobori. Lasă jos, lasă să privească și dai. Așa, foarte bine. Lasă să privească și dai. Perfect, lasă să privească. Și dai. Bun, dai liber. Te îndepărtezi un pic. Deci inițiezi cu mișcarea ta liber. Plecarea din poziție. El va avea un semnal evident că poate pleca de acolo. Faptul că te-ai ridicat să se poată ridica și el. Și atunci știe, băi, e clar, cât stă cu mine aici, deocamdată la această etapă, eu rămân calm și liniștit. Dacă s-a ridicat, e clar că putem să plecăm și astfel asociezi
cu eficiență și cuvântul liber ca fiind cuvântul de eliberare din poziție. Hai, vino cu el. Mână sus. Perfect. Mână sus. Perfect. Este bine? Bun, acum când ții mâna sus, pui culcat și după aceea pui poziția. Culcat. Și dai. Spui culcat. Ridici mâna. Ridici mâna. Și dai. Am ajuns la faza la care câinele cam știe ce se întâmplă cu mâna coborâtă către sol și cu rămânerea în poziție privind recompensa la distanță. Este timpul pentru următoarea fază. Care este următoarea fază? Următoarea fază este denumirea poziției. Îi dăm un nume pur și simplu. Ce alegem? Fiecare alege cum vrea. Noi o să-i spunem culcat. Azi, ăla e o pasăre. Hai, trece aici. Fiind în mediul real, avem parte de distragere, asta este evident, însă tocmai asta e și ideea, să învățăm să lucrăm în mediul real, să anulăm distragerile și să fim noi cea mai puternică distragere. Culcat, bravo. Ții mâna la distanță, spui culcat. 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 Practic, cuvântul culcat va înseamnă vine recompensa. Bun, ține 2 secunde mai mult. Ridici, spui culcat. Și acum. Bun. Vezi că există un mic detaliu de care să ții cont. Dacă nu ești atent, când cobori mâna, l-atingi un pic la picior. Îi va atrage asta atenția și când eliberezi recompensa, o eliberezi pentru atenție la tine. Spune-i liber și pleci. Foarte frumos. Foarte frumos, câinele cel mai deștept de pe planetă. Haide, vino și facem din nou. Haide. Culcat, culcat, bravo. Nu, așez, culcat. Perfect, observi că a învățat drumul și acum se așează cu mare dezinvoltură. Coboară mâna deja, culcat. Foarte bine. Mâna la distanță, spui culcat, culcat și după aceea îi dai. Așa, ține mâna sus, îi spui culcat, culcat și apoi îi dai. Îi oferi. Și apoi liber pleci. Liber! Bravo! Sper că v-a plăcut ședința noastră. E timpul să o finalizăm cu Bruno. Însă nu uitați că de la această fază am câștigat foarte mult în ședința de astăzi, parcurgând aceste etape destul de coerente. Noi vom dezvolta. O să vedeți în episoadele care urmează că avem posibilitatea să punem câinele înculcat și lângă picior. Această poziție fiind un prilej de a întrerupe, de exemplu, deplasarea la pas atunci când el are tendința să se ducă în față. Dar asta rămâne să vedeți cu toții în episoadele următoare. Nu uitați, duceți-vă sus acolo, dați subscribe și apăsați pe acel clopoțel pentru că astfel veți afla la timp când vom urca un nou episod cu Bruno sau cu alți căței deștepți în ședințele noastre de dresaj. Sunt Cătălin Cornea, nu uitați, dragii mei, că orice câine se poate dresa dacă la capătul lesei se află un om suficient de inteligent, nu suficient de brutal. La revedere!